Don't change that station while we pause for a brief commercial break. Tomorrow Pictures. The story is in the telling. So the five-day revolution in Romania is over. After the fall of the rain, the sun will rise again. Life goes on, day after day, after the fall. You ask the doctors why conditions are so horrific. They throw up their hands in despair. For 20 years, they've existed on a meager budget. In Romania, hospital care was a low priority. In an attempt to boost the survival chances of the weakened babies, Romanian doctors used microtransfusions of blood on a large scale. But they only had reusable needles and syringes, and more significantly, no HIV blood screening was available. Romania had a fully blown AIDS epidemic among its children. I will never stop believing in you. Nobody at that time know for sure if they are doomed or they have some future. Because they are not a risk group. On the other hand, we have very few open members of risk groups that are coming out in society and talking about their status of HIV infection. But for me, it was one thing very clear. It was HIV, it was AIDS. Aici am aflat. Eu și cu Narcis tot timpul eram agitate, că lumea de aici, când ne jucam copii, le zicea să nu se mai joace cu noi, că se ia SIDA. Și eu m-am dus la mama și am întrebat-o pe mama, măi, mamă, noi avem SIDA? Da, și ce? Și când am auzit, am tăcut din gură, dar nici nu m-am dus să spun, nici la alți copii. De aici, chiar dacă erau colegi cu ai mei, tăcut din gură. Mama, am aflat despre el de foarte mic. Am fost foarte îngrozită, foarte supărată, la care, neavând cu cine vorbi atunci, m-am confruntat sau cu sora mea, care i-am spus durerea care am avut-o eu, fiind puțin mai înștiințați, mai educați. Nu, la Cernavodă luam niște medicamente, dar nu știam exact pentru ce și cum. Abia când am venit în această casă, am aflat și eu și ceilalți colegi că suntem purtători de virusul HIV. Ca o completare a celor spuse anterior, avem vârsta de 4-5-6 ani. Am aflat despre mine că sunt seropozitivă la vârsta de 9 ani. Mi-a spus un prieten care și el era seropozitiv. După aia am întrebat-o pe mama, prima dată răspunsul a fost nu, după aia răspunsul a fost da. I would not say that they are in any way different. They're regular people which had the unfortunate meeting with this virus. They are, I can say, a representative group of adolescents in Romania. There is no special feature on them because they were not. It's not more in urban areas or more in rural. They're regular citizens in all parts of Romania. Of course, there are some areas
more affected, like eastern part, the major harbor on the Black Sea, Constanța. Before the 1989 revolution, Romania was a closed country. Few foreigners were allowed in, even fewer Romanians were allowed out. The lone exception to this isolation was Romania's gateway to the world, the port city of Constanța on the Black Sea. People from all over the nation came to Constanța to find work in the petrochemical plants, the maritime industry, or the tourist trade. Constanța was also home to thousands of prostitutes who catered to the foreign sailors and tourists. With a government that both banned the use of birth control and officially denied the existence of HIV, an epidemic flourished before anyone was permitted to take action. Erau relațiile cu străinii, era donarea de sânge pe care această lume pestriță o făcea pentru că sânge era plătit. După aceea sângele era făcut, era transfuzat copiilor. Am numesc Miora Popiel, am 20 de ani. Sunt în această casă de 10 ani de zile. Sunt în clasa 11-a, an de complementare, anul 3 de studiu. I think it's difficult for anyone. I would imagine, I can only imagine how difficult can be for a child and how difficult can be for an adolescent who at that time has all the whole life in front, and to discover that you are infected with a virus that can eventually cause you death. It was a period when nobody knows what to do, how to grab the thing and to do something for them. As well as the enormous human cost of the past few days, Romania has paid dearly in terms of its cultural heritage. Pe mine mă cheamă Asica și am 21 de ani și sunt în casa Luxemburg și casa japoneză. Nu știu, nu mai țin minte exact cum am reacționat, dar în sfârșit, oricum totul va trece cu bine. Și nu trebuie să mă gândesc, să stau cu gândul că, vai, Doamne, sunt bolnav și ce se întâmplă mâine, nu mor sau nu. Îți spus că nu mă apucă nici crizele să arunc, să spar cum au făcut alți copii din familie și vorba aia, mama lor naturală, pe noi pe când ne-a aruncat când a auzit de așa ceva, ne-a lăsat în spital. Pe când ei au început să arunce, să spargă când au aflat de așa ceva. Nu. Heard so much inside that these people, especially the young, could have seen the future. Among all those, even at the gravesides, there is a great deal of hope. They wish to believe that the future must be better. Oh, puteam, să le deosebesc, puteam. Pe alea care le-au filmat au ieșit ok alea, tu știi? Această casă s-a deschis în 1998. Noi a trebuit în spital aveam în jur de 200-250 de copii abandonați, orfani, nu știam ce cu ei și trebuia să-i scoatem din spital și cu ajutorul străinilor am înființat aceste case de tip familial și am scos copiii din spital. Aici cu 10 tineri sunt și lucrăm în grădină la animale, facem curat în casă, spălăm vase, seara facem mâncare noi, ce scrie acolo pe meniu sau comandăm noi și scriem și facem meniu acolo și facem masa care. Dintre toate casele, această casă mi este și cea mai dragă și a fost și cea mai de luat de model. De ce? Pentru că chiar în casa veche, când am venit aici, a fost o casă de țară, dar care avea o gospodărie în jur. Iar după aceea, când am făcut și casa nouă, ca să îi rărim și tinerii să aibă intimitate, am mărit și grădina, am și cumpărat mai multe animale. Deci a fost chiar ca o casă de țară cu 10 copii. Că așa să ne dea la o parte, da. Bine, că cu mine nu prea, da. Cu
La cu George eram la poartă și când au vrut să se ducă spre fetele alea două, au fugit de ei doi. Era frică, le era teamă, nu știu care era treaba și m-am simțit eu prost, parcă și că de mine a fugit, nu de ei. But at that age, a little boy, a little girl, didn't know what's wrong with him. He knows he's a little sick sometimes, but why everybody look at him like it's, I don't know what. Am avut o învățătoare, așa, care a fost ziua dânsei și noi a trebuit să o pupăm ca toți oamenii, să-i zicem la mulți ani. Și dumneai a doua zi ne-a spus nouă, mi-a spus că n-a putut să doarmă trei nopți, pentru că a fost teamă că se ia virusul ăsta HIV. Și mi-a... Apar alte probleme. În primul rând, tinerii învață despre HIV de la vârste foarte, foarte fragede, despre HIV, despre SIDA, despre cum să se protejeze, cum să accepte pe ceilalți tineri care sunt asemeni lor. Problema nu apare însă la nivelul copiilor, ci apare la nivelul părinților. Și au fost foarte multe cazuri de tineri care au trebuit să părăsească sistemul școlar pentru că părinții făceau presiune asupra dirigintelui clasei astfel încât acel tânăr să fie îndepărtat din clasa din care făceau parte și copiii sănătoși. Totul s-a întâmplat când s-au despărțit părinții. For that moment is okay. I begin my life single. I begin to work, to study, because they don't let me go to school. It hurts when you see that people are ignorant still. Mama a plecat, era plecată la muncă dimineața ca să ne poată întrezi, nu? Așa. Atunci eu chiar nu știam mai nimic despre acest așa. Și m-am ridicat de dimineață, voios, hai să o iau un început nou și asta este. Cât ai trei, ai trei. Mare parte, da, chiar au, pentru că nu știu unde ajuns de multe despre boala respectivă, încât să știe că nu au, deci nu au niciun motiv să se teamă de ea. În special cei bătrâni care nu au fost instruiți, de exemplu, ca noi la școală. Noi am învățat despre ei, știm că nu sunt un pericol pentru noi. Ei nu știu asta. Sau cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în tot timpul? Răutatea oamenilor. Fraților, armata în întregime, în toată țara, este alături de popor, este a poporului. When the spirit of revolution swept across Eastern Europe in 1989, the final, most violent uprising came in Romania. Efectuat examinarea medicală potrivit legii, în urma căreia, concluzia comisiei medicale a fost că sunt sănătoși. S-a constituit un tribunal militar extraordinar. Capetele de acuzare au fost genocid, peste 60.000 de victime. Inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena au fost condamnați la moarte și confiscarea averii. Communist dictator Nicolae Ceaușescu's long reign of terror saw an abrupt end on Christmas Day by firing squad in the street. În marea mea, toate unitățile sunt în cazărmi. Decades of crushing poverty and a government policy that outlawed birth control had led to a system where desperate parents who could not care for their oversized families were encouraged to leave their children with state hospitals and orphanages. These overcrowded and underfunded institutions became ground zero for what was at the time the worst pediatric AIDS epidemic in the world. More than 13,000 children were infected with HIV,
through dangerous and outdated medical practices, including multiple transfusions and injections with shared needles. By 1992, 80% of the world's pediatric AIDS cases were in Romania. Romania faced what is called an epidemiological accident, like in the late 80s, early 90s. A lot of children, and probably adults as well, have been infected due to the unsafe medical system. Contamination with HIV, when we started screening small groups of people, blood donors, about 2.5 years ago, we found a low number of people that were contaminated, but we couldn't either screen further, nor could we get our information to be effective. That is, we didn't get the ear of the people who were responsible for doing this. The communist regime was very careful in maintaining the child mortality rate at a very low level, because it was one of the, let's say, main indicators of showing the level of development. It was, they didn't accept the idea that HIV was in fact something that existed, really. Maybe somewhere else, but not here. This was a land where nothing bad could happen. There were no illness, no social disturbance, nothing at all. It was a perfect paradise, and no one dared speak about HIV. And when they did speak, they were told to keep their mouths shut and mind their own business. In Romania, in a communist system, they didn't agree and they didn't accept that it's possible to have in Romania prostitution, homosexuals, and of course AIDS. Poor housing, deplorable hygiene, malnutrition. One of the medical symptoms of this decay and poverty was an alarming decline in the quality of blood collected for sera. Majority of the cases were reported in 1991-92, and at that time majority of them were from institutions, because the children in institutions were screened for HIV/AIDS. After that there were a lot of cases, much more numerous, coming from families. There were several things that were incriminated. First, use of unscreened blood. Second, use of non-sterile medical equipment, especially syringes. And also some medical practices that were unusual. And they were kind of widespread in Romania. Microtransfusions to keep alive young babies. Especially in institutions where they haven't had too much food to give them, they're trying to keep them alive, and sometimes they were doing microtransfusions. And the high number of injections that a lot of kids were receiving during the first year of life. The abandoned children of Romania's hospitals and orphanages received up to 120 injections per month. Nearly 13,000 cases of HIV have been reported in Romania since 1990. I think at that point, at that moment in time, it was a real shock for Romania and for international community also, because a lot of cases came out, around 3,000 cases in Constanța came out in a short period of time. A fost ușor un șoc pentru mine să știu că persoanele, era de fapt ceea ce știam despre persoanele cu HIV, că pur și simplu se pregătesc să moară. Curaj, adică lasă mama că o să fie bine. Asta pentru mine a contat foarte mult, asta și lângă mine, nu ca tatăl meu că a înșirat la toată lumea și m-a lăsat în 2000, adică o bătea, o așa, și eu cu mama am plecat de acasă, că eu eram într-un stres extrem.
mă durea capul în fiecare zi când îl vedeam, mă tresăream. Posibil, dar la o vârstă ca a mea sau mai mică de 18 ani, oricum nu cred că ar trebui să se gândească la viitor chiar așa mult. Nu ar trebui să-i preocupe mamă ce o să fac în viitor sau... Eu zic că ar trebui să-și trăiască cât de cât viața, să-și trăiască tinerețe și dar să se gândească și la problemele pe care le vor avea. Prima dată nici nu știam foarte multe despre boală. Iar când m-am întors din ambele, mi-aș dori mai mult să am prieteni seropozitivi decât prieteni adevărați. Sunt mult mai optimiști, mai... Așa i-am cunoscut eu. Mai plin de viață, mai... Nu, cred că toată lumea se teme să vorbească despre acest lucru. Soțul meu nu și-a dat seama, nu și-a dat seama că face un rău imens. Și la câțiva prieteni a început să spună că băiatul lui are ce are. La început mi-a fost un pic mai greu pentru că trebuia să-mi iau tratamentul cu mine și înainte vechile combinații de tratament și tratamentul în sine necesita foarte multe medicamente. Și trebuiau asociate, combinate, luate fiecare la intervale mai diferite, dar făcând parte din aceeași schemă și asta îmi punea oarecare piedici în accesarea corectă a serviciului de educație și bineînțeles că mi-era greu să mă feresc de colegi, să mă feresc de... Bine că profesorii știau și la un moment dat deja se creaseră printre ei niște semne de întrebare că ce are Alin sau de ce stă mai retras, de ce nu participă la ora de educație fizică, pentru că e practic e relativ sănătos, nu are nimic, nu are niciun handicap, nu e galben la față, nu? Și apoi a aflat doamna învățătoare și a spus toate, la toată clasa și atunci s-a creat așa un fel de război în ghilimele mediatic care s-a cam împrăștiat așa cam în toată școala. Eu am o problemă mare de tot. Nu-mi place să vorbesc despre problema care o am în primul și în primul rând și încerc să duc o viață normală, adică normală în sensul nu-mi place să vorbesc despre problema care am, nu-mi place să vorbesc de barierele care le am din cauza asta. Oricine mă întreabă, chiar și o parte din familie, știu că nu am nicio problemă și că de asta. Eu am început acum un an dansuri populare, iar aveam niște colegi care dansau cu mine, iar a trebuit să iau mănuț în mână ca să poată elevii să danseze cu mine. Dacă eu nu aveam mănuț, lor le era teamă să danseze cu mine. Imediat nu dădeau mâna cu mine, eu a trebuit să dansez singur, pentru că era teamă să se infecte, le era teamă că da, dacă mă simțeam rău și ei credeau că imediat ia-ți doamna profesoară HIV-ul ăsta. Și eu le-am zis, doamnă, HIV-ul ăsta nu se ia. Nu se ia, dacă vă ating eu pe dumneavoastră, se ia, nu, în niciun caz, se ia prin contact sexual. Dânsa n-a înțeles și a trebuit să ieși din cauza dânsei afară de la dansuri populare. Eu vreau să lucrez într-un domeniu public și asta ar însemna că dacă... Deci nu vreau să se afle, că să nu fiu recunoscută după... problema asta. Deci, nu știu. Astă vară m-am dus să mă angajez. Un fel de un job. Ca să nu pierd toată vara degeaba. Am zis, hai să îmi caut și un loc de muncă. M-am prezentat a doua zi la servici. Avea o firmă de curățenie, ca agent de curățenie. Facem curățenie în hoteluri, în vile de-astea foarte mari, în casă, la oameni. A trebuit să facem și niște teste. Așa. Am fost la o clinică să ne fac analizele obișnuite. Mi s-a dat o declarație, precum că trebuie să ne dăm acordul, dacă suntem de acord,
să ne facem testul HIV, toți angajații care eram. Bun. Și am întrebat-o pe șefa mea, dacă nu scriu aici, că nu sunt de acord, te dau afară dacă nu ești de acord. Și ceilalți și spunea că dacă aici dacă semnăm că suntem de acord și în la analiză este pozitiv, nu stă la discuție, ne dă bonusul cât am lucrat și out. Așa? Și am preferat să vorbesc personal cu șefa și spun, uitați care este treaba, șefa. Eu, ca să nu știți de dinainte, ca să nu aflați după că e mai rău. A spus, eu sunt purtător de virusul HIV. S-a speriat foarte tare, până când aș început să plângă. Nu și-a dat, mi venea să creadă că un copil atât de curat și frumos și inteligent ca mine este purtător de virusul HIV. Deci nu-i venea să creadă, practic. A stat pe gânduri, m-a luat de mână, se gândea și m-a întrebat, zice, nu cumva tu ești cu perioada când cu... din anii 90, cu... Din păcate, da. Din păcate, da. Și m-a întrebat dacă iau medicamente, i-am spus că da, iau medicamente, i-am spus să nu-și facă probleme în privința asta, pentru că nu se ia oricum. Ce mi-a răspuns? Pentru că nu vrea să se supună riscurilor și să aibă de-a face cu OPC-ul, cu tot felul de vizite de astea și comisii. Ce a preferat? Mi-a făcut calculul pe câte zile am lucrat, mi-a dat 2 milioane plus 10 bunuri de masă. Și ca să nu fie niciun fel de discuții, mi-am luat rămas bun de la șefii mai mari și de la ceilalți colegi. Și nu i-am spus motivul pentru care plec, doar am spus că plec pentru că am niște probleme de rezolvat. Și asta a fost toată... Nu știu dacă s-a ajuns chiar la nivelul în care să fie un proces desfășurat, dar am avut cazuri, personal am avut cazuri la Consiliul pentru Combaterea Discriminării de persoane seropozitive care au mers acolo, iar Consiliul pentru Combaterea Discriminării s-a pronunțat în sensul în care li s-a dat dreptate. Pentru diagnostice dezvăluite în mod ilegal, pentru tratarea în mod discriminatoriu în cadrul unor dispensare medicale, deci asta vă pot spune sigur. I'm Venera. I'm as profession, I'm a nurse, and my story with the HIV started in 90 when, like everyone else in the world, we discovered that we have a huge number of HIV infected children in Romania. After 1989, it was a taboo subject, even though I was there in laboratory. In Romania, it was impossible to be HIV. If I wanted to go to the hospital to see that child, it was not allowed. Sunt doctorița Rodica Mătușa, lucrez în Constanța, sunt președinta unei asociații neguvernamentale, Asociația Speranța, înființată încă din 1990 pentru copii și familiile cu SIDA. Eu mă ocup de peste 20 de ani de copii infectați HIV, dar din 1989 până în 2003, când eu m-am pensionat, am avut în evidență, mi-au trecut prin mână, cum să spun, 1780 de copii. Era cel mai mare număr pe o arie geografică la un medic, cum să spun. The beginning was very hard. Actually, many of the staff working with HIV-infected children in those years, in those times, we also were exposed to, I would say, discrimination, and we experienced in those years stigma. O combinație din foarte multe trăiri, sentimente și situații reale. Era faptul că vedeam tot timpul copii murind,
Era vorba de o boală nouă, de care nu știam mare lucru și de care, ne era foarte frică, era bau-baul lumii, nu? A Europei, a lumii întregi. Erau copii care mureau atât de frecvent, pe care, care te ducea pur și simplu la depresie. Nu aveai medicamente suficiente, nu aveai cum să îi îngrijești, nu aveai hrană suficientă să le dau, nu aveai voie să vorbești în afară. Eram păziți înăuntru, nu era voie să vorbim la telefon, să avem relații cu alții. I was a little, how to say, I couldn't believe that so many years, so many, five, three, four, five years, nobody said nothing about this. And it was a great issue on that time. We realized our doctors were aware that we might have the HIV among children in 89. It was the, let's say, the first year of somehow awareness, but it was forbidden to discuss about that. They were not trained. Nobody was trained in Romania for dealing with HIV, specifically with that. And there were no tests in country, so nobody could be absolutely sure. But doctors, especially doctors working in pediatric fields, were aware of that, because 1 year ago, I mean in 89, like spring 89, I remember that in orphanages in Romania, we had several big orphanages. Big means more than 100 children per unit. Many children died. I remember very well, it was March 89, when in only one orphanage, 32 children died in 1 month. So pediatric staff was very much aware that something is happening, something that never was there before. They realized that they faced something new. Pot să arăt o poză? O arăt nu ca să impresionez, ci chiar așa arătau. Nu prea era voie să fac poze, dar uite, în 89 am făcut poze la doi copii din ăsta. Așa arătau. Erau numai piele și os. La un moment dat, pe 60 de paturi câte aveam în secția respectivă, aveam și 300 de copii. Erau copii mici, înfășați în scutece și așa ca niște scrumbii erau puse într-un pat, 4-5. And it was hard for us like nurses, because we had not much, I don't know, like work conditions was to disinfect everything daily, it was hard. We had, to give you just an example, we had running water only 1 hour in the morning and few hours in the afternoon and over the night. Running water with 80 very young children, and 40 of these were under 1 year of age. It was not diapers, and it was only tissue diapers, which were washed every day, and it was no water, and washing machines were all time broken, and it was sometimes it was no electricity, and we have used to have here the kitchen and everything, and we were like five women for 12-hour shifts, the three of us working with children, and it was a cleaner and the lady in the kitchen, the cook. Cei din jurul meu au reacționat surprinzător pentru mine. Toți prietenii mei și chiar familia mea, cu excepția soțului, le era frică să se mai întâlnească cu mine, să mâncăm împreună sau să facem lucruri pe care înainte le făceam împreună. Dar acest lucru n-a contat foarte mult, pentru că eu eram copleșită de toate problemele care le aveam și nu mai aveam timp de altceva. Eram copleșită că trebuiau să rezolv niște situații critice și toate lucrurile astea. Eu eram nu numai doctor, eu eram și cel care asigura mâncarea și medicamentele și scutecele și legătura cu familia și totul. Things were progressed since then.
But at that time, all the medical world, all the literature described HIV like having not more than 3 years hope of life for a child which was infected in the first year of age. And for us as nurses and for all the medical doctors as well working with HIV, but mainly for nurses and caregivers, were very difficult. N-am avut ce face. În niciun caz din patriotism sau așa ceva, nu aveai timp să te gândești la astfel de sentimente înalte. Era totuși problema că trebuia să-ți faci profesia, erai doctor sau erai asistent. We felt like it was hard to keep hoping. It was very hard to keep hoping. We felt like no matter how much we'll work and how much we'll took care of these children, even in that little time we had, because 12 hours working with 80 children, 3 women, doesn't leave much place for caring, for hugging them, for playing with them, for nothing which means child development, for almost nothing at all this. They were just learning to survive and that's all. And we felt that no matter how much we are caring about them, they still will die. I think of God and thanked God that my children are okay. And during this period, seeing all these children, I had such a feeling of how to say, neputință. I felt helpless, that's the word, helpless in helping them. Începea să se stabilizeze problema, dar totuși veneau mulți. Până în 1996 și mureau mulți pentru că nu era tratamentul antiviral. Abia după 1996 a început să moară mai puțin. What kept me going in those years were the small steps we were using to think in small periods of time. What's important today, what's important tomorrow. Vorbim și despre mântuire, că nu este un proces individual. Merg la mine acasă și stau și mă rog și citesc Sfânta Scriptură și consider că m-am mântuit. Ci mântuirea o găsești tocmai prin ceilalți, în măsura în care te dăruiești celorlalți. A început să nu ne mai fie frică de ei, pentru că primisem și niște informații că nu se transmite, cum se transmite cât de cât infecția HIV. Și din acel moment, încă din anul 1990, a contat foarte mult să ai legătura cu fiecare copil în parte, nu să tratezi problema în global. Eu știam fiecare copil cam ce nevoi are, ce suferință are și această legătură se făcea rapid între copil și tine. Venea feedback-ul înapoi. Când un copil te așteaptă dimineața în pragul secției, când vii la secție, când fuge la tine, când îl doare ceva, când îți cere ceva și tu îi dai imediat, atunci copilul are încredere în tine. Tu care te întâlnești cu ei și, de fapt, în momentul în care m-am întâlnit cu ei, totul s-a schimbat, că am văzut că sunt totuși niște copii veseli și asta mi-a dat și mie curaj să accentuez starea asta lor, adică ei erau pregătiți, așteptau un moment de bucurie, așteptau ca ceva sau cineva să le aducă un moment de bucurie în viață și am mers pe această direcție și din momentul ăla n-am mai văzut realitatea atât de sumbră, n-am mai fost atât de sumbră realitatea, ci mi-am dat seama că de fapt viața viața este un moment al bucuriei. An, mă întorc? Da, ai tu, așa te uiți la el. Dar asta e acolo. Da, este extrem de bună întrebarea. Să știți că a contat extrem de mult copiii, uimirea mea și a celor care lucram cu ei. Nu ne venea să credem că dacă ei sunt ajutați,
dacă sunt luați din pat, dacă le dai mâncare bună, trăiesc. Și încep așa să semene a niște copii normali. Speak about HIV, I don't know how to not to miss something. Over 7,000 of the children infected in the late 80s are surviving, they are called long-term survivors, and they are not any longer children, they are adolescents and young adults. In time, it was better and better because not only because the life expectancy became higher and higher, but because we saw somehow we started to see signs of the of our prayers, because many of these children are still alive. At that time we couldn't know that they would live so much, but we saw that they were in a good health condition. And for those which we lost, we realized that what's important is the quality of life. Am început să am speranță încă de la începuturi, când nimeni nu le dădea vreo speranță, pentru că am văzut că ei trăiesc și dacă le dai să mănânce și îngrijești bine. Noi doamne ne știm de foarte mici, de când eram. Acea ne-a luat la Cernavodă și tot așa. De mici ne știam, deci nu că ne-am împrietenit din stat sau asta, ne știam de mici, ne jucam împreună, ne iubeam una pe alta. Da, mi-a luat așa mai multă minte când tot timpul eram amândouă împreună. Tot timpul la și unde mergeam să am grijă de copiii aia mici, vinea și ea. Tot cu mine, amândouă împreună eram. Noi două nu eram de nedespărțit, amândouă tot timpul așa. Când eram mici la Constanța. Miora, when she came in this hospital, she was very, very young. She was like 2 years, and she was a lovely child. Any child is lovely, but Miora, I don't know, for me, had something very special, because at that time she reminded me of my daughter when she was so, so small. And she was a very nice child. She was very open to everything we wanted to do with her in educational programs. She was a very friendly child. She was very, very sweet at that time. And she became a very sweet young girl right now. She's clever. And I remember the first day, I loved Miora very much. Miora was one of the children who made me think that when she will die, I will not be able to work in HIV anymore. I mean, I loved her very, very much in that time. Pe Miora, cred că o soră de-a mea, ca o, ceva, o parte de-a mea dintr-o familie, așa, că țin foarte mult la ea, de când eram mici. Ați crescut de acum, aveți o vârstă amândouă. V-ați gândit vreodată la o relație? Da. Nu, pentru că m-am trăit o mică decepție, asta din cauza prietenului, pentru că el a făcut pasul ăsta și pasul ăsta lui a fost unul greșit. Nu are mult de când, cred că are mai mult de
o lună de când ne-am despărțit. Noi, în practic, în iunie făceam un an. Mi-a toată lumea, la pădure, la chile Dobrogei. Ei, noi am zis, hai să ieșim în parc. Ce? Am stat puțin în parc și între timp îi sună lui telefonul. Și ce crezi? Îl sună o fată. Și a stat de vorbă cu ea la telefon, cred că vreo o oră, cam așa. Și fata asta cu care vorbea la telefon avea niște prieteni și aveau decât să vină în parc. Și prietenul meu spunea că dacă e să... Mi-a pus așa o întrebare. Dacă ar fi să vină fetele astea așa în parc și dacă e să te întrebe cine ești tu, îi spui că ești o colegă de-a mea de clasă. Așa și îl întreb eu la un moment dat, zic, dar dacă, spun așa o întrebare, dar dacă una din fetele te-a sărutat pe gură? Eu m-aș uita și la voi, da, dragă, ce are? Și zic, uite care treaba, gata, dă mânuța frumos, te pupa din mers, poți să rămâi cu ele și urmau să vină în parc. Ce s-a întâmplat? L-au lăsat cu ochii în soare. N-a rămas nici el cu ele, dar nici eu cu el. Și-a luat răpășița singur și... La revedere. More or less, I loved any other child, but Miora was very special for me. And my heart is very thankful that today she's so well from health point of view, mainly. She has a strong personality. Miora will succeed in life, I'm very sure of that. Ai pat? Așa, da, hai. Hai de acum! Gata! Hei! Ana de acolo! Ți-ai dori o familie mare? Ți-ar plăcea să stai și copii la un moment dat? La capitolul ăsta nu am să spun multe cuvinte. Nu, pentru că nu este momentul și pe lângă faptul că am trăit tot de certe, nu are rost nu acum, poate peste câțiva ani. Dacă mi-ajută bunul Dumnezeu să... Nu la bătrânețe, bineînțeles. Cred că pe la vreo 40, cam așa. Da, ce bun e! Ce bun! Asta, bine, că m-aș vedea având o casă nu destul de mare. Nu pot să zic la apartament, că mi-e place să stau la casă. Cu curte, cu două, trei animăluțe acolo, să știu și eu cam companie, știi? Un cățel de rasă. Un Peugeot 307, deci mardea mea Peugeot-ul, ce să zic, așa, și cu un bărbat jos pălăria, deci... Banii, călăia nu merge. Asta ți-ai dorit de la un bărbat, să ai un bani? Nu. Dar cum ai? Nu, banii nu aduc fericirea aia, cât de cât dacă vreau să am... Ce înseamnă normal? Normal, să n-ai de ce, dacă are bani, gata, crezi că o să fiu ca Colubianca și ca toți aia? Normal. Dar ce calități ar trebui să aibă? Cum ar trebui să fie omul? Omul să mă înțeleagă că sunt așa, seropozitivă și nu trebuie să aibă banii din lume. Vai, Doamne, aur, asta să fie un lux. Nu, normal. Nu cumpăr sănătatea cu bani. Asta e concluzia. Normal. Dar oricum, da. Ai de nani, 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 ai de nani cu mama. Asica in the time when she came with Miora in the same period of time was the opposite as personality as Miora. Asica was like a movie star. She became instantly the VIP of this group of children here. She was very sweet, she was very nice, she was a very intelligent, very clever girl. And she was the first child we've had here. I remember among the memories I have with Asica, she was the first child which went to school, and we fight for that. It was a hard work to convince the school inspectorship that the HIV-infected children have to go to school because the legislation was protective by this point of view. They registered her, but then the parents of the children were against the idea of having an HIV-infected child colleague with them. And we tried to use all the possible mechanisms to convince them, to train the parents, to train the children, to do whatever we could do so that
this barrier not be there anymore. And she was a very glad child. She was joyful all time. If we say Asica and associate a word, that would be joy for those years for her. George, we used to call him Georgica, that's a Romanian nice name for him. George was a child with a different health state than Miora and Asica. He had difficulties in speaking. He started to speak very late in his years. But he was a sensitive child and a very clever child. And he was very much shy because he was 3 years or 4 years, and he saw that other children are speaking, and he was trying to integrate, and he was making effort to integrate into the group of children. He was so brave and so courageous, and we learned from George a sort of dignity that we did not expect it to see in children at that age. And it was good to have them among the children and in that group, because he was very patient, and he was patient with us, with the educators. He was collaborating in everything. Just he couldn't make the sounds and talk like the other children did, and that made George very special for us. I mean, all the staff was tended to take a special care on him, because he was willing to progress, and he was showing us each day in different ways this willingness of him. He has the face of an angel, and he was as sweet as we imagine our angels being. You could took his picture and put it any place and see an angel in him, and he also had a heart of an angel. We felt that. Să sunt eu cu familia, să simt eu că am familie lângă mine, să mai stau lângă mine, să intre. Și am vrut să stau cu familia mea naturală. Ba se purtau frumos, ba începeau să țipe, să facă scandaluri cu mine, să uneori aveam momente când plecam de acasă, s-a îmbrăcat urât, zgâriat, bătut, deci așa era. Asta, prima oară când am venit acasă la mine, am fost o perioadă plecat, după aceea, deci începuse părinții mei să se obișnuiască, adică cu banii mei, noi primim niște bani, așa, și se obișnuiau foarte mult cu banii mei, de câte ori primeam niște bani, mie îmi dădea cuponul ăla de la postă, iar ei l-o luau bănișorii. Dar dacă am văzut că nu s-a putut și că profită foarte mult de mine, de bani, de tot, am vrut să mă reîntorc. Nu, indemnitație. Da, pensia de handicap. Yes. Their adult life, wanting to have a family, wanting to have a job, wanting to have a normal life. And this is really a challenge for a lot of people, because some of them haven't finished their education, some of them were overprotected. All of them face discrimination and stigma during their life. Sună visător sau ireal, dar din moment ce am crescut cu el și știu, m-am adaptat cu el, i-am învățat toate capriciile, e ok, nu resimt niciun lucru negativ în a accesa, a-ți crea o relație, a accesa un loc de muncă sau... Depinde de mentalitatea și educația fiecărui individ aici. Pentru că poți să ai HIV și să fii director de bancă. Sau poți să ai HIV și să nu-ți pese de nimic și să stai toată ziua și să zaci într-un pat. Da, deci în situația asta, deci chiar am un prieten bun care are tot așa o prietenă care e sănătoasă. Și el e bolnav și mereu îmi cere ajutor pentru că nu știe ce să facă. Părinții spună să o lase, ei se iubesc și mereu vine la mine
întrebați. Maria întrebați și tot așa. Și îi spun ce să fac, cel mai bine e să-și urmeze singur, să decide singur, să nu depindă de nimeni. Deci să nu ceară ajutorul, da, poate doar să niște păreri, dar niciodată să nu ia o decizie de pe mâna altuia, cum e vorba. Încă mai așteaptă momentul. Dar i-am spus să grăbească. Pentru că vreau o relație și ea și se așteaptă de la viață la ceva. Când am realizat ce eu am dat un sens al cuvântului, cum e să fii seropozitiv, pe la vârsta de 14-15 ani, când relațiile se cu ceilalți vreau să fie mai strânse, mai chiar și cu băieții, atunci s-a întâmplat ceva. A fost o ruptură, ca să zic așa. În această comună ne-am întâlnit întâmplător aici, în fața casei, când ne jucam mai mulți copii și mai mulți tineri, pot să zic, mai vorbeam, mai așa. Și la un moment dat a apărut și la început am vorbit, am comunicat și după câteva zile i-am explicat situația despre mine. I-am spus că sunt seropozitivă. Dar nu a fost nicio problemă, m-a acceptat așa cum am fost, pentru că ar fi bănuit, ar fi știut că este o casă de copii aici. Viitorul meu este să fiu manager, să am casa mea, familia mea, doi copii. Just you? Atât, nu vreau mai mult. Relația pe care v-am prezent este una și bună. Noi ne-am împăcat prin telefon. Prin telefon ne-am împăcat. Că atunci i-am șters numărul și el nu l-a șters. Eu îi l-am șters și el nu l-a șters. Și ea m-a sunat. Mi-a dat cine la telefon, Miora. Bă, tu erai, ce faci asta? Ce mai faci, cum o mai duci? Ea atunci era cu gândul la mine, normal. Și eu i-am zis, din păcate eu am prieten. De-aia, de unde, că n-aveam nimic. Am mințit-o cum ar veni. Până la urmă, da, mi-a gândul la tine normal și prima iubire nu s-a uitat niciodată și i-am zis, dacă vrei să mai fie ceva, ar fi bine să mai venim iarăși și să ne mai revedem o dată. De atunci nu mai fost nicio problemă. Decizia a venit din partea lui. A venit cu o întrebare, am zis că poate glumește, dar m-a luat prin surprindere cum ar veni. Nu te bat într-o seară. Ce zici, vrei să te căsătorești cu mine? Dacă vrei, te opric. Și eu de ideea super încântată, bineînțeles, cum să nu mă căsătoresc cu tine, un bărbat așa frumos și harnic și pâinea și cuțitul în mână, ce să mai vorbim? Că și azi, mă, ce? Dacă toată trebuie să ne căsătorim și noi, să avem și noi familia noastră, să... odată și odată trebuia să o facem și pasul ăsta, mă, și eu. Asta a fost cel mai frumos. Cea mai mare surpriză ale amândoi. Ce m-a atras mai mult la el, faptul că știe de toate. Este bea de casă. Nu numai. Ceea ce fac toți bărbații în ziua de astăzi, mecanic, servici și atât. E bun să plătie, să e tot ok la el. Oriunde am nevoie de el, el este lângă mine. Treabă. Bine, înțelegere, să ne înțelegem. Înțelegerea cea mai bună și încredere. Când ai încredere, nu faci nimic. După ce ne căsătorim, vrem să ne așezăm la casa noastră, vorba bătrânească, fără bătăi la cap, fără să o ducem noi singuri. O să rămânem nouă perioadă lungă de timp. În intervalul ăsta de timp, noi o să ne mai strângem niște bănuți din ce o să primim de la nuntă. Cât o să primim, noi să mai strângem și ce mai avem noi. Și pentru o să ne luăm un apartament în Constanța. Și pentru... îți dai seama că nu o să fie vai, ușor și gata, ca la carte, nu știu ce. La început, oricui îi va fi destul de greu. Ca în orice familie, cum se întâmplă.
da, când am fost la Eforie și a venit doamna Adica și ne-a spus că noi și cu Cornel să iau împreună. Și m-am bucurat foarte mult, am spus, foarte bine, bravo. Ok. At that time, something like having one child adult and getting married was a dream. With the years and growing in faith, we started to dream. But anyhow, it was a dream, nothing, just a dream. And now it's a reality, it's fact. Eu mă bucur că se căsătorește și asta. Greu de ce să fie, că o să ne mai vedem, că tot aici o să fie până și o să aibă propria lor casă. Nu are de ce să fie greu, tot aici ne vedem. Infectați sunt altfel. De ce sunt altfel? Nu pentru că ei ar vrea să fie răi, să transmită infecția și la altcineva, ci pentru că ei cumva vor să-și trăiască viața așa mai intens și mai rapid decât ceilalți. Le este frică că o să moară și că nu o să ajungă să-și trăiască viața. Sunt foarte dornici să-și întemeze o familie și să facă copii. Mai iubita mea. Așa. Yes. Viitoarea mea iubită. Soție. Așa. Deci, sincer, din punctul meu de vedere, ceea ce e cea mai importantă în momentul ăsta, după aceea sănătatea și că toate vin de la... Dacă eu mă simt bine și mă simt iubit și e ok, de acolo începe să mă simt mai bine și cu sănătatea, să am greșit de mine la rost. Asta e. Deci iubirea. Dragă toate iubire, scriu această scrisoare pentru tine și de când ne-am întâlnit mă tot gândesc la tine. Mie îmi place de tine că ești la fel ca mine, cu minte și ești frumos și mai ești cinstit și bun. Eu te voi iubi toată viața și împreună vom fi până la moarte. Mi-e tare dor de tine și abia aștept să vii în septembrie. Și eu mereu o să fiu alături de tine și împreună vom fi fericiți. Te iubesc și... Și abia aștept să stăm împreună. Eu nu te voi înta. Și nu te, să nu te iei după nimeni și să vezi că e mai bine. Inima mea este pentru tine și mai aparține, ai grijă de tine și îți urez sănătate, bucurie și noroc. Eu de când vorbesc cu tine, inima îmi bate tare, sunt tare fericită când vorbesc cu tine. Și mă bucur că te-am cunoscut. Asta, scrisoarea asta este pentru tine și o inimioară pentru tine. I love you, să nu mă uit niciodată, nici eu nu o să te uit. Pupiți, pupiți mult și dulci. Cu drag, Dorin Andrei. Și a făcut tot posibilul să-mi ofere toate posibilitățile care le are un copil pe timpul acela și un adolescent. The new cases discovered each year are going down. I would say, optimistic from this point of view. And this trend has confirmed over the last few years. But we have to be careful with this compact group of young people living with HIV/AIDS, make sure that they will have the right access to normality. Because otherwise, if we push them into a corner, if we not make the right place for them in society, if we don't fight together with them to find the normality, we will turn them into a vulnerable group. And this can force influence the epidemic. Da, ca pe o persoană normală care face parte dintr-o societate normală cu drepturi și obligații asemenea celorlalți și cam așa aș vrea să... În momentul când aude de... A, da, HIV, ok, las cum să fie bine. Ceva în genul ăsta de reacție mi-aș dori să... Nu au sau, nu știu... Păstrează distanța sau... Nu mai vorbesc cu tine că... Their problems have changed during time. If back then we are talking about children, then it's medical and... care and
and support, and families need support from the professionals. Now they are young people that need have also young, every young people problems, but have also problems related to their being HIV positive. And we are trying to be there for them and support them to get a job, to get, make gaps in education disappear from. So this is mainly what's going on. Carieră și va trebui să fac față secretul meu și colegii mei. Aia e provocarea, să știu ori să spun, ori să nu spun, să-mi păstrez cariera. Cam asta ar fi provocarea la care mă pot gândi acum. Pentru că am vrut să mă fac stilist. Nu s-a putut, pentru că nu am voie, noi nu avem voie să alegem meseria asta. Pentru că ori ne înțeleg cu fabrica, ori așa, și a trebuit să umblu la altă școală. Sunt acum la altă școală. Am observat că și la recentele interviuri pe care le-am văzut, că îi afișează și în întâlnirile pe care le-am avut și vorbesc despre o singurătate, se simt singuri. Tocmai pentru că se feresc de ca oamenii să știe, ca prietenii lor să știe că ei sunt infectați. Și asta creează un sentiment foarte neplăcut pentru ei, să fii singur. Noi, așa cum ne-a creat Dumnezeu, trăim în relații unii cu ceilalți. Avem nevoie de afecțiune, avem nevoie de o persoană lângă noi, avem nevoie de cineva să ne susțină. Pentru e important ca eu să-mi țin fața ascunsă la acest interviu, pentru că mai târziu îmi poate dăuna caz că mi se vede fața. În ce fel? Unii oameni sunt de acord, alți oameni nu sunt de acord. I want to have that freedom to talk about me to others in face, because I'm not scared to talk about me and they, but I'm scared about their reaction and then their opinion and something you build, something that you built, it's hard to build, but the world is very simple and easy. Asta și pentru că pentru că atunci când veneau la întâlnirile de la birou, totul se schimba, erau oameni schimbați, pentru că întâlneau prieteni cărora puteau să le spună tot ceea ce gândeau, puteau să împărtășească cu ei o groază de lucruri. Și mediul a contat pentru ei foarte mult, să fie un mediu al sincerității. Să ajut oamenii ca mine. Cred că în cazul față psihologia ți-a ajutat față, pentru că este bine, foarte bine. Corect. Știu. Acela, când văd unii copii, unii la nu știu că sunt mai bine dezvoltați decât mine și nu prea mă că eu liceu, deci eu puteam să fiu așa, dar asta nu a fost din cauza părinților mei, asta a fost din vina cadrelor medicale. V-ați simțit vreodată furioasă pentru că lucrul ăsta vi s-a întâmplat dumneavoastră și familie? Pe ei sau nu pe eu, așa, în general, nu, n-am dat vina pe nimeni până la urmă, dar, adevăr. Din câte cunosc eu, au existat două sau trei tendințe de a încerca, practic, să primească despăgubiri din partea statului pentru ceea ce s-a întâmplat în perioada anilor 90 de copii seropozitivi, copii infectați cu virusul HIV, însă, din câte cunosc eu, statul nu a acordat nicio despăgubire în acest sens. Pe vari motive, vicii de procedură, s-au găsit practic motivații pentru care să nu se poată acorda astfel de compensări. Okay, the government tried to compensate by giving access to different social services, treatment, care,
But real compensation was never given to the survivors in the way, let's say, French government had to give when they were still or other governments in Romania and Slovenia. There were some attempts to sue hospitals, and by suing a hospital you would get to a personal responsibility, but it was not possible. The case was rejected by the court because there was it was really difficult to get evidence. Să spunem că cadrul legal este perfect. Avem legi deosebite, legi care combat total discriminarea sub orice formă. Din nefericire, aceste legi se aplică unor oameni și valorile pe care oamenii respectivi le-au pus în aceste legi nu sunt întotdeauna regăsite la cei cărora li se aplică. But the government never denied that this thing happened. It was so major, so big into the public opinion, and not only Romanian public opinion, international public opinion, in the early 90s, it could have not been denied. Unde am avut diagnosticul de mic, nu cred că m-a afectat atât de tare încât să am senzația că am pierdut ceva, să simt vină pe ceva sau ceva în genul ăsta. Nu, doar că simt așa o chestie, wow, poate că ar fi putut să fie și altfel și ar fi putut să cresc și fără. Oare cum ar fi putut să cresc? Asta cam s-ar înclina balanța așa, în rest nu. Nu pot să zic că am așa vreo furie sau pe ceva anume sau pe sistem sau pe... They are not angry. They are not... they don't want revenge. They taught me that even if they are, if you are down and rejected by society, even if you are outcast like they are, like they were, there is enough energy and resources for inside to give something back, and they want to get involved, and they're already getting involved in programs, in prevention programs, in making sure that other children or other young people will not face the same problems that they are having. And this is really something good. Major lesson. Eu mi-am pus ajutor în Dumnezeu întotdeauna și mi-l pun și de acum încolo, într-adevăr, și spune că Dumnezeu nu dă celui care nu poate să suporte atât, ba celui care a pătimit atât de mult și îi dă o putere aparte. Stai! Ar putea guvernul sau autoritățile să facă mai mult? Cu siguranță. Abia în ultima vreme, guvernul a abordat această problemă așa, din toate punctele de vedere. Și acum guvernul trebuie să se gândească exact la situațiile critice în care ne aflăm. Imediat spun care. Deci, cele două probleme care sunt una din punctul de vedere al tinerilor infectați, pentru că acum în Constanța avem 900 de tineri care sunt infectați și care trebuie să se gândească la aș găsi un loc de muncă, dar și întemeia o familie și ei sunt încă discriminați. Și din celălalt punct de vedere trebuie să se gândească la societate, să se ia absolut toate măsurile ca infecția HIV să nu se mai transmită, adică să se facă informare apropo de transmiterea sexuală, să se facă totul pentru ca transmiterea pe calea sângelui, mai ales la drogați, și pe calea verticală să fie cupată.
Vara asta sunt la Aricu, m-am angajat acolo, sunt când place foarte mult acolo și semăn flori, repic flori, roșii, salată, vinete, astea. Și cu salariul meu ce fac, îl păstrez, pun deoparte, că poate nu o să mai reziste casa noastră și am salariul meu, pot să mă duc să-mi cumpăr o casă, stau acolo și ca să mă pot descurca și o singură în viață. Plan de viitor am să-mi fac viața împreună cu prietena mea, să fiu, să mă descurc singur în viață, adică să pot mă descurca, așa, să mai merg în vizită la părinții mei și să-mi găsesc un loc de muncă, dacă se poate, dacă nu. While there are many stories of success, and each day brings small triumphs to Romania's HIV-infected youth, their transition from child to adult is still precarious and fraught with complications. Often the services provided to HIV-infected children are no longer available as they reach adulthood. And yet, with the right assistance, full lives become possible. Și aici ne lovim practic de ceea ce spuneam anterior, de acele valori pe care cei mai în vârstă, adulții, le au, sunt foarte bine cristalizate, sunt ale lor și nu pot fi schimbate. La tineri însă, aceste valori pot fi schimbate prin educație și sunt schimbate la momentul acesta. Now, if you go on the street and ask a young man what's HIV, I think more than 80% will tell you that he knows what is HIV and what is AIDS. That is because we try to learn them. Cu siguranță că există țări unde numărul de persoane seropozitive este mai mare decât în România și statisticile o dovedesc. Însă buna practică desfășurată în România ne dă totuși încredere în faptul că chiar și acolo se pot întâmpla schimbări de natura celor care s-au întâmplat în România. Mare nedreptate ce se întâmplă în Asia, în Africa, mai ales în țările în care nu se poate asigura. Și este un lucru extrem de important că s-a ajuns ca ea să fie o boală cronică. Dar acest lucru se întâmplă numai în țările care le asigură și terapia antivirală. Invisible people come out of the shadows. Come on now, come on now, and join the parade. Invisible people, why stay inside now? It's the best if you know some things, some information, some good practices in this field, you can share with them, you can share with those like you, and they can help others and others, and in this way the system can be changed. Eu sunt extrem de sigură că în viitorul foarte apropiat SIDA va fi învinsă. Actually, at the bottom of what it needs to know and to do is just to be human. That's all. It's just a disease. There are worse things happening in the world now and then. You don't know what a man can do unless you test his margins, and I think they were overstretched from this point of view. They were tested by the end and over the end of the human limits to find out that you have basically a deadly disease, to be outcasted from the community, to be thrown out from school or from a hospital, and to still to be there and still to have the power to want to do good. It is. Nu mai fericit, oricât ai iubit, cel mai fericit lucru se face când ești iubit. Dacă iubești, nu ești iubit, nu ești fericit. Dacă te simți iubit, normal că și tu iubești la rândul tău. Da. Eu iubesc pe toată lumea.
Și tocmai asta este și mesajul pe care îl aduce Hristos. Da? Vrea să fim fericiți, vrea să fim bucuroși, să ne bucurăm de viață. Ori când întâlnești asemenea persoane, ai fi în stare să lași totul de la tine, să-i vezi pe cei oameni fericiți, să aduci puțină lumină în viața lor, să aduci bucurie în viața lor. Deci eu, tinerilor, copiilor mei, sigur le prevăd un viitor. Nu toată viața e să te poți ascunde faptul că ești bolnav. Asta e realitatea, n-ai ce să faci. Cât trăiești, o duci bine. Dacă nu te hrănești, nu ți iei medicamentele la timp, nu faci nimic. Deci... Asica? Ai cuvântul. Mie îmi place să fiu filmat așa, dar nu-mi place să mă ascund. Ce dacă-s cu hipsida? Nu contează. Că într-o zi bună zi află și ăla de lângă mine, și ăla, și ăla, și ăla. Află că suntem buni la floarmă. Ce dacă el dă la televizor și scrie acolo mic copil bolnav seropozitiv. Asta este, s-a întâmplat, nimeni n-a vrut să fie așa. Asta e, trebuie să merg tot înainte. Nu trebuie să mă ascund în fața camerei, să-i spun lui, pune-mi negru pe față că eu nu vreau să mă arăt. Nu. Trebuie să fiu cum trebuie și cu numele care cum îl cheamă, nu trebuie să pun Mădălina, Andreea sau asta. Nu, Asica și cum îl cheamă, nu vreau să mă ascund deloc. The people are now beginning to venture out again. They're planning their future, putting the horrors behind them.
Tomorrow Pictures. The story is in the telling.